Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Astăzi vorbim despre jocuri video, pentru că în această săptămână s-a lansat cel mai simpatic joc cu pirați, comori dispărute și aventuri nenumărate. Vorbim, desigur, despre Return to Monkey Island. Acest joc este continuarea oficială a seriei de jocuri de aventură de acum 30 de ani. Vom avea parte de o poveste cu pirați, care mai de care mai fioroși, dar foarte amuzanți. Însă mai trebuie să știți că vorbim despre un joc în care trebuie să gândești mult. În trailer vedem craniul vorbitor ce și-a făcut apariția pentru prima oară în jocul din insula maimuțelor. Jocul are variante pentru Nintendo Switch, PC și Mac și costă doar 23 de dolari. Atât despre jocuri. Eu sunt Ana Radu, numai bine, pe curând!